Deșteptarea. Trotineta electrică a municipalității Sucevene a fost găsită noaptea la o nuntă din Bosanci. O trotinetă electrică a municipalității Sucevene a fost găsită noaptea la o nuntă din Bosanci. Dansa? Stai, nu, s-o fi dus un nuntaș, știi? Probabil că unul care era băut a zis, las că mă duc cu trotineta, da, că nu se pune. În Brașov, deci, am văzut autobuze electrice și chiar vreau să vă văzut de treaba asta. La Bosanci, să înțeleg că municipalitatea se ocupă cu trotinete electrice. Bosanciul ăsta, cred că e un sat lângă Suceava, dar are primăria din Suceava, are mu de asta, are... Are mu. Are mu, da. Vreau să zic că municipiul Suceava are trotinete din astea, pe mine asta mă dă peste cap. Trotinetele municipalități. Ale primarii, cum avem noi aici pe multe firme, la ei sunt la primărie. Deci, cum ar fi serviciu public, ca și cum ar băga Nicușor. Deci gândește de când ar pune Nicușor trotinete la dispoziție pentru trafic. Da, nu cred că ar fi o idee bună la cât de urâte sunt trotinetele astea și fii atent că nu știu ce au cu trotinetele și pietonii și automobiliștii. Deși șoferii și pietonii au făcut front comun, chiar și bicicliștii, cred, și cred că s-ar băga în hora asta și motocicliștii. Zice așa, fii atent că lumea le ia, asta e problema. Viceprimarul Sucevei, domnul Harșovski, a declarat sâmbătă că de când este funcțional serviciul de închiriere, au fost diverse situații când acestea au fost găsite în diverse locuri unde n-ar fi trebuit să fie. Păi București sunt găsite în Dâmbovița, sunt scoase zeci de trotinete în fiecare zi. Din... La ei, în boxele sau în scările de bloc, le-a luat lumea acasă. Zis, bă, dacă toți sunt de la primărie, poți să le ia acasă, le folosești și mâine. Da. În vestiarul agenților de securitate în incinta unui supermarket, păstrată să nu se piardă. Da? Auzi, și la Bosanci, la o nuntă. Acolo e clar ce s-a întâmplat. Aia e știrea, știi? Uite că cineva s-a dus la nuntă cu trotineta. Uite că au ajuns până și acolo, de pe Calea Victoriei, unde plin de ele. Au ajuns și la nuntă asta din Bosanci. Domnul viceprimar insistă să le spunem cetățenilor de acolo că aceste trotinete sunt de închiriat, nu de luat. Deși nu de luat acasă și săracele nici de aruncat pe unde le mai găsesc. Deși par abandonate pe stradă, ele costă totuși. Da, și nu încerca să le băgați în portbagaj, că am văzut la televizor niște imagini cu un nene care voia să o aducă acasă la nevastă sa și tot trăgea de ea și tot trăgea de ea și unul îi spunea, ce faci, domnule, lasă trotineta în pace. Bă, la nimic. Piuia ceva acolo, că înțeleg că au o alarmă care piuie. Ideea e că să le găsească la un moment dat. Da. Bun. Te-ai urcat vreodată pe trotineta asta? Nu, niciodată. Nu? Și n-ai să vezi. Ok. Deșteptarea